Salutare, fraților, eu sunt Silver și bine ați venit la un nou episod de pe acest canal. În acest episod vom face carieră cu FCSB și iată că avem meci important, chiar cu campioana României, cu CFR. Noi acum avem nevoie de un atacant, vom face un transfer și cred că vom cumpăra pe atacantul celor de la CFR Cluj, pe omul Rani. Îi vom face oferte de 13 milioane și care acceptă 19 milioane. Ok, hai să facem și noi primul 11, vom face un 4-3-3. Ok, îl vom băga atacant pe Bilenom Omani. Aici în stânga va intra Denisman și în dreapta Florinel Coman. Okay, trebuie să facem un transfer care sunt făcute și în realitate de FCSB. Vom transfera pe Olimpiu Moruțan. Care că investim în Olimpiu Moruțan. Era unul a merge acasă, cred. Zitov, care merge acasă, care nu se află în acest loc. Ok, mai facem o parte pentru Mitriță, iată-l aici. De 8. Haideți să facem primul 11. Mileno Omrani, Florin Coman, Denis Man. Vom da afară din echipă pe Denis Halibut, și eu joc mai bine. Harlem Noire rămâne rezervă deocamdată. Florin și el. Cristi Bălgădean de la Chiajna. Iată, 2 milioane jumate de fapt. Funda stânga va intra Marco Momcilovic. Planj rămâne aici. La fel și Găman. Mihai Bălașa. Fundaș dreapta Romario Benzar. Aici îl scoatem pe Enache, care îl vom da și pe la fază din echipe și vom introduce pe Costică Bădescu. Aici îl vom scoate și pe Lucian Filip și îl vom băga pe Olimpiu Moruțan. Va ieși și Mihai Pintili și va intra Alexandru Mitriță. Și da, ce facem primul 11. Haideți să dăm și noi start primei partide, pentru că va juca pe Național Arena. Și noi sonorul. Ok, și iată că noi avem primul balon, Omrani, iată debutând azi în fața fostei echipe, Mitriță care este depozitat și faultează acolo la mijlocul terenului. Denis Man în pressing acum, Coman, Florinel Coman, pasă foarte bună pentru Omrani. Să vedem ce vă face străinul, Omrani, care pierde balonul și recuperând foarte repede cele de la CFR Cluj prin Costache. Costache, mai departe pentru Ionita acolo, dar se opune foarte bine Mitriță. Acum pentru Benzar. Benzar pentru Olimpiu Moruțan. Olimpiu Moruțan acesta pierde balonul. Iată pe cei de la Steaua, stând foarte sus, făcând pressing cu toată echipa. Vom rani acum pentru Coman. Greșeala acolo între fundași și celor de la CFR Cluj. Și Omrani marchează în fața propriei echipei lui CFR Cluj. Iată că Omrani este atacantul de care aveam nevoie. Cât de frumos a descurcat Florinel Coman acolo și Omrani ca un adevărat vârf a apărut la finalizare. Iată pe cei de la Steaua conduce campioana României deja din minutul 11.
Față foarte bună din nou pentru același Omrani. Omrani este blocat acolo foarte bine de fundașul celor de la CFR Cluj. La pressing acolo Omrani și era cât pe ce să recupereze Peteleu, că nu-l poate bloca Man. Culio, mai departe pentru Neover, nu poate intervine nimeni acolo. Țucudean pentru Camora, mai departe pentru Neover. Și intră foarte bine acolo Romario Benza și rezolvă, dar iată că fa acesta aproape de o greșeală care ne costa foarte scump. Bălgrădean acum digajează lung până la Florinel Coman. Coman acesta care pierde balonul. Ioniță. Ioniță pentru Neover. Găman intervine foarte bine în fața lui Țucudean. Iată-l pe Omrani. Pasă bună pentru Florinel Coman. Coman intră ca reo și o scăriță și aproape de gol. Nu, nu este. Avem lovitură de colț care o va executa Florinel Coman. Coman mai departe pentru Găman, care acesta nu ajunge la balon. Și Găman foarte bun în fazele fixe. Constantin Budescu, magicianul Constantin Budescu, ce va face? Are să șuteze și o face în blocaj. Valerica Gămanu, ce șut periculos prinde acolo Găman, fundașul celor de la FCSB. Coman centrează din nou acum și o face foarte bine până la Găman. Dar se opune fundașul celor de la CFR Cluj. Iată centrare din nou acolo pentru Coman, dar acesta nu ajunge, Momcilovici. Mai departe pentru Benzar. Benzar pentru Moruțan, acesta face foarte bine cu Denis Man. Și a fost faultat. Și iată că avem lovitură liberă care o va executa Moruțan, care sigur va centra. O centrare cu multe fake pentru Găman, care este să nu ajunge la balon. Momcilovici ține foarte bine de balon acolo, dar acesta pierde și recuperează din nou. Mitriță se așteaptă foarte multe de la Mitriță. Mitriță are spațiu de șut. Mitriță! Ce l-a surprins acolo pe portarul cel de la CFR Cluj. Iată că avem corner. Florinel Coma pentru Găman și marchează până la urmă Găman. Și iată că nu se lasă Valerica Găman și înscrie. Da, după cum v-am spus, Valerica Găman foarte periculos în astfel de lovituri libere. Omrani foarte bine acolo pentru Denis Man, care este blocat de bolii, dar iată că recuperează foarte bine puștiul. Budescu, o pasă acolo pentru Momcilovici, care au recuperat cei de la CFR Cluj, de recuperând din nou Bogdan Planici, sârbul Bogdan Planici, sus acolo pentru Moruțan. Și acesta o face foarte bine, Moruțan, care cred că va centra. Da, centrează foarte bine Moruțan, pentru nimeni acolo, ce recuperare are Manea. Ioniță mai departe pentru Peteleu. Peteleu pentru Culio. Culio acolo pentru Țucudean, atacantul celor de la CFR Cluj. Țucudean, o fază periculoasă și este gol. Iată că Alexandru Ioniță marchează în fața FCSB-ului, în fața echipei care o urăște foarte mult. Și cred că 2-1 la pauză. Este un scor care ne convine nouă. Găman, foarte bine pentru Moruțan. Moruțan mai departe pentru Mitriță, acesta fiind destul de slab în prima repriză. Să vedem dacă vom efectua și niște schimbări. Nu, nu. Mai lăsăm așa până în minutul 60. Găman acum. Găman acesta care pierde balonul. Găman pentru Costache, fostul mijlocașilor de la Dinamo. Costache mai departe și iată, cred că este corner. Da, este corner. Iată pe cei de la CFR Cluj, stând în presic foarte bine. Pericol acolo. Pericol. Bară! Ce bară au cei de la CFR Cluj! Cât de bine au început repriza secundă. Recuperăm și o pasă foarte bună pentru Denis Mann, acesta plecând pe contraatac.
Dennis Mann îl vede foarte bine acolo pe Coman, dar acesta greșește în pasa. Meci făcut frumos până acum, cu goluri, cu ocazii la port și la poarta noastră și la poarta lor. Găman, acesta degajând lung până la Boli. Costache, luat foarte bine acolo de Găman, sau cred că era Găman. Dar aceștia ne acordă un out. Romario Benzar acum, acolo pentru Găman, care acesta nu prinde balonul. Coman, Florinel Coman! A luat din surprindere pe Arlauskis. Nu se aștepta că șutează Florinel Coman. L-a văzut ieșit acolo Florinel Coman pe Arlauskis. Momcilovici se descurcă foarte bine și pasează acolo riscant pentru Bălgădean, dar acesta reține balonul. Bălgădean degajează departe de poarta sa. Momcilovici acum. Momcilovici pentru Omrani, care acesta pierde balonul. Iată, stând foarte sus cei de la CFR Cluj, cu aproape toată echipa în jumătatea noastră. Recuperare foarte bine acolo și faultează. Cred că va încerca poartă, da, și o face destul de periculos. Bălgădean lua prin surprindere o lovitură destul de periculoasă care ne pune probleme. Respinge foarte bine plange acolo pentru Denis Mann. Denis Mann are viteză, dar este blocat de rus. Recuperăm foarte repede și o pasă în adâncime foarte bună acolo pentru Denis Mann, care ajunge Mane la ea. Pe cei de la CFR Cluj obligat să marcheze pentru a avea șanse la titlu. Nu vor să pierdă din prima partidă. Bălgădean lasă acolo pentru Găman. Găman mai departe pentru Planici, care degajează foarte bine Planici. Șanse de gol. Intervine foarte bine fundașul cel de la CFR Cluj și degajează mingea în aut. Mitriță. Mitriță, de la el se așteaptă multe. Mitriță! Gol! Mitriță! Da, după cum v-am spus, de astfel de jucători are Steaua nevoie. Uitați ce frumos a făcut faza acolo, Mitriță, și aici încheia meciul. Arlauschi fără răspuns în fața lui Mitriță. Scorul este de 3 la 1. Moruțan, acesta care scapă balonul. Kevin Boli, mai departe pentru PTL. Nu înțeleg ce au vrut să facă acolo PTL-ul. Bălgrădean, sus acolo pentru Mitriță, același Mitriță, Denisman cu recuperare, dar pierzând balonul în același moment. Man mai departe pentru Coman, Coman pentru Momcilovici, Mitriță, acesta greșind pasa, Momcilovici s-a împiedicat acolo, dar și iată pe cei de la CFR Cluj plecând destul de periculos. Doamne, ce șanse de gol au avut cei de la CFR Cluj. Iată pe Boli șutând la poarta stelei. Mitriță vine cu o recuperare, dar pierde și balonul. Urcovera urcă sus. Foarte bine intervine acolo Găman. Budescu. Budescu nu s-a arătat prea mult în această partidă și iată-l pierzând balonul din nou. Momcilovici. Bolă pentru Mitriță. Mitriță. Mitriță încearcă din nou poarta. Mitriță. Cât de bine a șutat Mitriță acolo. Arlauschi nu s-a așteptat că va șuta Mitriță și iată-l a luat din surprindere. Mitriță. Tot același Mitriță care faultează în atac și da, cred că aici s-a terminat, că Steaua câștigă cu 3 la 1 în fața lui campioana României. Budescu faultând acolo. Bălgrădean.
Și da, fraților, Steaua câștigă cu 3 la 1 în fața campioanei României. Un început perfect din campionat pentru FCSB. Și iată că îl vedem și pe Mitriță marcând la debut. Meciul următor avem meci cu Farul Constanța, care cred că îl vom juca în viitorul episod. Până atunci să vedem și noi ce grup avem de UEFA Champions League. Atletico Madrid, Borussia Dortmund și Rosenborg. Doamne, ce grupă grea. Atletico Madrid, Borussia Dortmund. Ar fi bine să sperăm măcar la un loc cu 2. Trebuie să câștigăm, suntem obligați. Și iată și Cupa României, avem meci cu AS Ardealul Târgu Mureș. Da, și iată, avem meci cu Farul Constanța, Gaz Metan și Rosenborg în UEFA Champions League, care suntem obligați să-l câștigăm pentru a avea șanse la primăvara europeană. Ok, fraților, aici voi încheia și eu episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare like, să vă abonați, să distribuiți mai departe, m-ar ajuta foarte mult. Aici voi încheia și eu. Toate cele bune, pa, pa!